E bine, continuăm, nu? Zi de vară frumoasă, cu cer senin și un lac plin de pește, dar și cu o livadă plină de cireșe coapte. Deci, numele dat de pescar, lacul Livada 4 Belciugatele. Ce au prins colegii noștri, pește sau cireșe? Puteți afla chiar acum în rubrica dedicată pescarilor în Cârlig. Spre Lehliu, pe partea stângă, se află un iaz cu mult pește, dar și cu o livadă plină de cireșe. Nu prinzi pește, mănânci fructe. Cam greu cu mâncatul, pentru că pescarii de pe mal nu au timp de cules biluțele dulci și roșii. De ce? Simplu, muștăcioșii trag de lansete fără oprire. Să vedem ce recorduri au pescarii aici, la livadă. Cred că 10 kg. 10 kg. Cea mai mare cantitate prinsă aici? Nu știu, 80-90 de kg. Undeva la 6 kg. Oh, frumos, frumos. Facem o tură pe mal, ignorăm pescuitul, dar nu de tot, și gustăm din cireșele coapte. Alături de noi, micii pescari veniți cu familia să prindă un peștișor, trec la devorat cireșe. Sunt dulci? Acum că am simțit gustul cireșelor, să facem și o inspecție juvelnicelor. În aceste accesorii sunt numai pești trecuți de 2-3 kg. Somnii, carașii și crapii stau înghesuiți în sacii pescarilor. Aici avem ciortan, caras. Ciortan am aruncat, nu avem ciortan aici. 5 bucăți. De azi dimineață, nu? De la 7 și ceva. Nu mai românești, nu? Asistăm la o recuperare de crab, dar și la un caras gras. Aflăm ce specii de pește găsim în lac. Am venit cu noroc aici. Așa se pare. Ia uite. Un iaz cu pește, ce să vă zic mai mult? Cam niciodată n-am plecat fără pește. Pește se prinde. Dacă ești pescar, se prinde. Ce specii de pește sunt în lac? Crab, ten, somn african, ștucă, șalău. Pe malul apei îl găsim pe Tudor, un mini pescar înrăit, vaccinat cu microbul statului pe malul lacului, de bunicul din dotare. Tudor este în drill. Ce să fie? Ce să fie? Hai, Tudor! Ce este ăla? Un cărășel frumos, bravo! Tudor, pescuiești de mult? Da. Cu cine vii tu la pescuit? Cu bunicul meu. Cu bunicul tău. Te-a învățat să pescuiești, presupun, nu? Da. Cel mai mare pește prins de tine? Cât a avut? Cât a avut? Cam un kilogram și ceva. O zi frumoasă în natură, cu cireșe în spatele pescarilor, iar în față cu un lac plin de pește. De data asta au fost cireșele, în toamnă prune. Așa să tot pescuiești. Am pescuit, am mâncat cireșe, iar acum plecăm acasă. Până săptămâna viitoare să aveți în Cârlig!